pentru Maria Holbură, încă o zi de încercări, reușite, ratări, execuții demne de ținut minte sau, dimpotrivă, reluarea întregului exercițiu de la zero. Mi-am spus că nu pot să mirosesc șansa. Mi-am dorit foarte mult să ajung acolo și nu am cum să dau cu piciorul la șansa mea. Mi-am dat seama că toată munca mea timp de 4 ani a fost răsplătită cu această calificare și m-am bucurat foarte tare. Maria Holbură era hotărâtă să se retragă din gimnastică, dar în momentul în care nu se mai aștepta, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A decis să meargă mai departe, să fie acolo unde visa acum câțiva ani, să evolueze la cea mai importantă competiție la nivel mondial, Jocurile Olimpice. La campionatul mondial, tot ce aveam în gând era să îmi fac un concurs cât mai bun pentru mine, să termin, să zic, cariera cu un concurs fără ratare și după aia să plec acasă. Eu nu mai asta aveam în gând, să plec acasă, nu mai vreau să aud de gimnastică absolut deloc. Astăzi se pregătește cu multă responsabilitate pentru competiția din Japonia. La fel ca și alți sportivi, tot ce vrea este să se bucure de această experiență și în același timp să-și facă execuțiile cu precizie. Este o gimnastă de 4 aparate, dar iubește bârna. Simt că acolo am cele mai multe șanse, sincer. Bârna, când sunt în concurs, încerc să-mi imaginez că dedesubt sunt niște crocodili. Și eu nu am voie să cad de pe ea pentru că intru în gura crocodilului. Așa mi imaginez și de multe ori nu am căzut, nu am ratat, pentru că mi-am imaginat chestia asta și m-a ajutat foarte, foarte mult și să rămân pe bârnă, orice ar fi, nu mă dau jos. Asta mi-am zis tot timpul. Performanța a venit și în cazul ei cu sacrificii. Copilăria, timpul, depărtarea față de părinți, provocările competiționale și cele mentale. Cel mai greu de suportat pentru o gimnastă, cel puțin pentru mine, este că uneori, când înainte să vin în sala de antrenament, mă gândesc că am multe lucruri de făcut și când mă gândesc la chestia asta, parcă nu mai vine să fac nimic, parcă mă macină chestia asta că am atâtea de făcut și mai mult psihicul mă doboară în loc să mă doboare pregătirea sau antrenamentul în sine. Se antrenează alături de Larisa Iordache, lucru care îi dă forță și încredere. Antrenorii sunt stâlpii ei de susținere. În timpul liber se relaxează pictând. La 21 de ani, timpul îi este prieten. Nu și-a planificat călătoria profesională mai departe de Jocurile Olimpice din Japonia. Tot ce știe este că Tokyo e următoarea stație.